În etapa cu numărul 28, Olimpia Râmnicu Sărat a jucat în deplasare la Aerostar Bacău. Chiar dacă au avut în continuare un lot afectat de suspendări și accidentări, galben-albaștri au reușit să facă un meci bun. Râmnicenii au reușit să deschidă scorul în minutul 9 după o lovitură de la 11 metri executată de Tudor Saim după un penalti obținut tot de el. Olimpia a intrat în avantaj la pauză, însă în repriza secundă gazdele au revenit prin golurile lui Kim din minutul 56 și a lui Chirilă în minutul 90. Hotărâți să nu piardă Râmnicenii, Râmnicenii au reușit să înscrie golul egalizator în prelungiri, scorul final al partidei fiind 2-2. Etapa viitoare, Olimpia Râmnicu Sărat va juca acasă într-o partidă cu una dintre candidatele la promovare, AFC Harman, echipă aflată pe locul 2 la un punct de liderul Cixerada, Miercurea Ciuc. Partida este programată vineri de la ora 18:00.